Senatorul de Olt, medicul neurolog Renică Diaconescu, vrea să implementeze în sistemul medical românesc un nou concept. Primii pași au fost deja făcuți, iar interesul manifestat de specialiștii din sănătate îi dă speranțe că demersul său va fi dus la bun sfârșit. Concept care se dezvoltă în Europa și este foarte dezvoltat în Statele Unite se cheamă One Health. One Health înseamnă o singură medicină. Ce înseamnă acest lucru? Tendința în medicină este de ultra-specializare. Medicii încep să se specializeze pe stomac, pe plămân, pe inimă, pe un anumit segment. Sunt medici care sunt specializați numai pe genunchi, de pildă, operează numai genunchi. Deci acest lucru s-a constatat că nu este benefic, pentru că pacientul vine cu o patologie complexă. Noul concept stă la baza sistemului american de sănătate, dar a fost implementat cu succes și în mai multe țări europene. Extinderea lui în restul Europei se face cu pași mari. În România s-au făcut deja pași importanți în direcția medicinei integrate. Această medicină integrativă este folosită actualmente și cei care interesează se pot documenta. Este implementată în Armata Statelor Unite, în Armata NATO și începe să dezvolte foarte mult în Europa. În România s-a făcut o asociație de One Health, condusă de academicianul Manolescu, la nivelul Bucureștiului. Se încearcă noduri acum de legătură cu țara. Singurul nod care lipsește la ora actuală este cel de la Craiova. În rest a făcut Cluj, Iași, Timișoara, Constanța, București. Pentru a promova acest concept în rândul specialiștilor în medicină, dar și în alte domenii care pot ajuta medicii să identifice cauzele unor afecțiuni, la București se va organiza în vară un simpozion internațional. Va avea loc în iunie un congres în România în care vor participa reprezentanții universităților de medicină, nu numai de medicină umană, ci și din alte medii, veterinară, de mediu, vor veni la București. Va fi o manifestare foarte amplă, pentru că ei recunosc că în Europa pionierii au început, pioneratul acestui concept a început în România. Și ar fi păcat să pierdem un astfel de oportunitate. Senatorul de Olt, Renică Diaconescu, nu se află la primul demers cu caracter revoluționar. Înființarea unităților de tromboliză de la nivelul spitalelor județene din țară, care va conduce la salvarea multor vieți ale pacienților cu accident vascular cerebral, a plecat tot de la o inițiativă legislativă a sa.